foicică, foi de te, șaliri de raliri, da, să trăiască nașii mei, șaliri de raliri, da, de viață m-a cununat, șaliri de raliri, da, cu cel mai frumos bărbat, șaliri de raliri, da, la greu și ușor, șaliri de raliri, da, inimi s-a ajutor, șaliri de da, inimi moșcumiți, șaliri de raliri, da, ca niște părinți, șaliri de da. Și surpriza cea mai interesantă este aici, cea mai frumoasă. Ce scrie aici la noi? Vreți să fiți nașii noștri? Dar de unde ai scris deodată? Da, da. Adică variantele de răspuns sunt da sau da? Ambele. Ambele, da. Cea mai mare plăcere. Sigur că da. Da. Și ei ne-au rugat să vă mai citim un mesaj de felicitare pentru voi. Ne-am hotărât să spunem da. Vrem să împărțim cu voi același suflet, aceeași inimă și același drum. Suntem însă la început și avem nevoie de un exemplu, o susținere, un îndemn, un sfat și o bună intenție. Și pentru aceasta v-am ales pe voi, Valentina și Igor, să ne fiți alături când vom face pasul cel mare în viața de familie. Vă invităm alături de noi și vă mulțumim din suflet pentru multă stimă și respect și tot ce este mai bun ne-ați oferit. Și noi, la rândul nostru, vă iubim, vă respectăm și vă ducem dorul viitorii fii, Viorica și Vasile. Ei sunt cei? Da, vă iubim. Ani, vă stoje. Și vor să le fiți alături viața întreagă. Care este răspunsul vostru? Da. De atâta și acolo nu este alt răspuns. E da sau da? Da. Se zice că nașii sunt singura parte din familie pe care ne putem alege singuri. Părinții nu-i poți alege, copiii nu-i poți alege. Da. Dar nașii ți-i poți alege. Și ei au ales pe cei mai buni. Mulțumim frumos. Ești smar, sinceri felicitări. Știu că și n-au așteptat foarte mult această zi. La mulți ani, fiți sănătoși și să ne ajute Dumnezeu să fie într-un ceas bun și pentru noi și pentru voi. Să fie cu bun augur. Tot va fi bine. Așa? Ei, dacă o zis nașul cel mare, că totul va fi bine. Altfel mare. Așa, voi o să vă dați tot străduința, da? Sigur. Iacă așa, înseamnă că a făcut alegerea cea mai bună, da? Ia v-ați jduri, beata. Cât mare e, cât mai gine. Da, deamă. Da, și tot străvească să ții cuvântare la nuntă, așa că legi cu mintele. Dar eu știu că e repejor. Razvașa, am zis scurt pe doi, da? Cât noi în familie să nașui cu fapta și nașa e cu vorba. Da. Le urez drum bun în viață și cred că o să fie totul bine. Dar nu bine, dar mai mult ca bine, o să fie totul super. Nu cred, suntem siguri că va fi totul bine. Și drum bun în viață. Un an nou fericit. Finanță, n-ai putut să dai namioc luna în ta zgătească. O, dar voi și așa deodată două atveturi așa ia. Ca să nu vă șibiți. Felicitări! Băi, Igre, ursul înghețantorul să cânti. Care e răspunsul? Felicitări, scumpii noștri! Dar de asta și-o scris. Voi sunteți acceptați de... Înainte de a-i zici eu da lui Igor. Așa că... Noi suntem de multă familie. Deci să știi că ți-au spus da. Mulțumim frumos! Ce-am însemnat și noi aici, la ce-a fost scris, am pus galăci și gata. Mulțumim foarte mult! Cât-i satul meu de mare, șaliri de raliri, da, nimeni n-aș ca mine n-are, șaliri de raliri, da, că sunt harici muncitori, șaliri de raliri, da, la nevoie săritori, șaliri de raliri, da. O, băie, ce că poate de